O mamă și fiul său și-au pierdut viața după ce au căzut de pe un feribot. S-a întâmplat, să știți, în Marea Baltică. Femeia, cetățean polonez, a sărit peste bord în încercarea de a-și salva copilul de 7 ani după ce acesta a căzut de pe vas. Navele NATO au fost mobilizate în operațiunea de salvare în cadrul căreia cei doi au fost extrași din apă cu ajutorul unui elicopter. Au fost transportați de urgență la un spital din Suedia, dar nu au mai putut fi salvați. Vasul, care este posibil să fie avut și ceva defecțiuni, se afla la jumătatea drumului spre Polonia atunci când s-a produs tragedia.